Bună dimineața și bine v-am găsit. Acesta este minutul date. Ne uităm pe graficul indicelui D30, indicele german, pe un interval de timp M30, unde sesizăm conturarea unei tendințe pozitive. Remarcăm de asemenea regiunea de suport pe termen scurt activă la 10.900, iar rezistența 10.932. Pe termen scurt și în prima parte a zilei am putea să ne orientăm către o posibilă ipoteză pozitivă, respectiv de continuarea acestei tendințe de creștere, ipoteză confirmată printr-un breakout al rezistenței 10.932, care să readucă pentru a doua oară prețuri mai aproape de nivelul de rezistență de la 11.000 de puncte. Pe termen mai lung, respectiv până la finele sesiunii europene, nu putem exclude anumite aspecte fundamentale care ar putea să pună presiune din nou pe prețul indicelui, respectiv să îl vedem retestând nivelul de suport local de la 10.853 de puncte. Mulțumesc pentru atenția acordată, o zi frumoasă, la revedere!